Străzile prinse în proiect nu au fost niciodată asfaltate, doar pietruite. Nu mică a fost bucuria localnicilor când au văzut că vineri pe strada lor s-au instalat buldozerele care au început să sape. S-au gândit că s-a terminat cu gunoiul și cu praful și că vor intra și ei în rândul lumii civilizate. Astăzi însă au avut un șoc. Atunci când utilajele au pus la loc pământul și piatra scoase în weekend, oamenii au aflat cu stupoare că, de fapt, pentru bucata lor de stradă nu a ieșit încă autorizația de construcție și că, până când firma constructoare nu va termina celelalte tronsoane, în niciun caz nu va începe lucrările începute aici. Mai mult decât atât, constructorii le-ar fi stricat și canalizările montate în urmă cu 2 ani. A stupat-o înapoi, că nu are bani cu ce să o facă. A săpat sâmbătă, vineri și sâmbătă și așa, și acum o astupă înapoi. Păi și dacă plouă, ducem copiii la școală și schimbăm aici, pe strada asta. Ultimii pe plan, Radu Negru, canalizarii, apă tot, trece generalul de apă aici, să circulă cu mașini de zeci de toni pe strada asta. Trec cu cereali, cu absolut tot. Dacă plouă zilele următoare, dragă domniță, mergeți pe stradă să vedeți că nu este o canalizare funcțională, e încărcată cu nisip și cu pământ. Iese mirosul, nu se mai scurge nimic. Banii se ia, că avem copii mici, avem oameni bătrâni, avem părinți care merg cu copiii la școală, merg pe noroi ăsta, umblăm cu pungi de celofan în picioare. Oameni buni, dar cred că nu se poate, nu-i prima. Doamnă, nu că ne-am înfipt în ea, a fost o greșeală, pentru că n-a ieșit autorizația. Noi o avem în plan să o executăm, dar nu se execută lucrarea asta până nu se termină tronsonul. Știți că toată apa ne intră în curți? Da, până acum unde a intrat? În vreme ce locuitorii sunt furioși și spun că simt că pur și simplu sunt bătaia de joc a constructorilor și autorităților, reprezentantul firmei constructoare a recunoscut senin că greșeala le aparține. Plătim taxe, plătim impozite. Am plătit eu cred. Cine v-a spus că nu cred, că și eu plătesc taxe? Dar nu, Până nu se termină tronsonul Sebeș, Chișinău, nu se începe. Dați un răspuns asta. Corect. Păi începe. S-a greșit. Asta este greșeala noastră. Noi o plătim. Strada este în reabilitare, dar nu a ieșit cu autorizația de construcții până nu se termină tronsonul ăsta. Și s-a început vineri și nu trebuie să-l începem până nu se termină tronsonul Sebeș, Chișinău și pe urmă să termină ăsta, să începe celălalt. Până atunci însă oamenii se tem că la prima ploaie vor înnota practic prin noroiul care se va face din cauza pământului afânat.